Victor Socaciu a murit. Se afla internat în spital de o lună de zile. Cunoscutul artist se afla internat în spital de o lună de zile, iar medicii au făcut toate eforturile de a-i salva viața. Acesta avea mai multe probleme de sănătate, însă starea lui s-a agravat în ultimele zile. Acesta avea mai multe probleme de natură renală, asta după ce a suferit și un transplant în urmă cu mai mult timp. Din păcate, astăzi Victor Socaciu și-a dat ultima suflare pe patul de spital. Asta după ce în acest an a mai trecut printr-un moment greu, infectarea cu COVID-19. Atunci el a ajuns la spital în stare foarte gravă, dar a reușit să se recupereze. Mesajul postat de Marina Almășan după moartea lui Victor Socaciu. Marina Almășan a publicat un mesaj emoționant după moartea lui Victor Socaciu. Ea a mărturisit că îi e alături fiului său, băiatului pe care îl are din mariajul lui cu Aristul. Mai mult de atât, aceasta a mărturisit că mereu cântărețul va rămâne mereu în amintirea sa. Îi sunt alături fiului meu, Victor, într-un moment greu al vieții sale, pierderea părintelui înseamnă, pentru un copil, pierderea uneia din cele două aripi pe care le primim fiecare la venirea pe lume îi vor și ne vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au prețuit muzica. Drum lin spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea, fiul nostru, Victor Socaciu, va continua să-ți poarte numele. Și dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei vedea mersul prin viață alături de mine, de aici, de pe pământ. Îți mulțumesc pentru cântecul pe care, candva, într-o altă viață, mi l-ai dăruit, a scris Marina Almășan, fost soție a lui Victor Socaciu.